Ionel Istratiș lansează în aceste momente videoclipul la piesa Dor de Mama. Nu doresc pe lumea asta altceva decât să mă întâlnesc cu mama mea. Videoclipul are 14 minute și poate fi confundat ușor cu un film documentar. Mai multe vă spunem în câteva minute. Schimbare la față pentru Ionel Istrati. Dacă ne-am obișnuit să-l vedem înconjurat de fete sexy, acum artistul a schimbat decorul. În videoclipul la piesa Dor de Mama, care este lansat chiar în aceste momente, îl găsim pe interpret într-o ambianță mai tristă. Alături de vedeta din România, Andreea Marin, Ionel Istrati redă drama unor copii rămași fără mamă. Nu doresc pe lumea asta altceva. Clipul a fost filmat în vara și toamna acestui an în mai multe locații din Moldova. Dor de Mama este o poveste dureroasă a doi copii a căror mama a murit pe când ei erau mici. Mi-aduc aminte și de mama mea, cât de fericit eram eu lângă ea. Rolul băiețelului din clip îl joacă fiul ministrului justiției Oleg Efrim, Luca. Și cu drag pe obrajor m-a sărutat. Am avut 13 zile de filmări. A fost complicat, dar frumos. Mi-a fost foarte greu cu echipa împreună să facem decorul pentru cimitir, deoarece era nevoie să urcăm la o înălțime foarte înaltă, tot aparatajul tehnic, și era foarte greu, măcar a greutăți, dar ne-am descurcat. Ionel recunoaște că a vrut să încerce să realizeze un alt gen de muzică și să producă un videoclip diferit de cele de până acum. În producția video, care are 14 minute, apare și vedeta din România, Andreea Marin. Îmbrăcată într-o ie albă, aceasta joacă rolul mamei celor doi copii care a murit, iar copiii ei își amintesc cu ochii în lacrimi de ea. I-am povestit istoria, i-am dat să asculte melodie, i-a plăcut foarte mult. Deosebi i-a plăcut melodie, deoarece și textul acestei piese, deoarece este despre mamă și ea și-a pierdut mama la vârsta de 9 ani și a atins-o foarte mult și cu mare drag a acceptat această propunere. Ionel Istrati nu a vrut să ne ofere detalii despre bugetul videoclipului, însă ne-a spus că depășește 10.000 de euro.